Am găsit o listă cu români participanți la războiul din răsărit, dar și cel din apus. L-am găsit pe tata. Tata mi-a fost luat în armată în 36, a început balamuc în 39, a rămas pe front, a plecat, a căzut prizonier la Cotul Domnului, de acolo la Celiabinsk, a stat vreo 3 ani la mine de cărbun de acolo, s-a întors cu divizia Tudor Vladimirescu și a ajuns până aproape de Viena și pe urmă după 10 ani a ajuns și acasă. Asta într-un sat din comuna Lespez, satul se numește Bursuc, și după cursurile școlii generale a urmat liceul din Pașcani, unde au avut două momente pe care aș vrea să le marchez. Asta pentru că venisem dintr-un sat unde nivelul de pregătire nu era cel mai deorit și am venit cu, recunosc, cu destule lacune în liceu. Liceul cum se numea atunci? Se numea atunci Constantin Burcă, acum se numește Colegiul Mihai Sadoveanu din Pașcani. Șansa mea a fost ca în clasa 10-a să am diriginte pe profesoara Cojocaru, care m-a înțeles și, culmea, m-a convins că pot să depășesc condiția cu care venisem. Eram la examenul de bacalaureat, la proba scrisă la limba franceză. Aveam de făcut un text, o compunere, acum se numește eseu, Patria mea. Eu începusem cu o frază dintr-o lecție din clasa 11-a, că tu e belerisma patrii, e că la vie, mă rog. Și văd că profesoara Havriș se tot învârte în jurul meu și la un moment dat îmi scoate din pupitru manualul deschis. Am înlemnit, i-am explicat că n-am umblat cu manualul deloc, că am intrat în clasă în urma doamnei profesoare cu restul de colegi care eram pe hol acolo. Și avea semnele de îndoială, fără doar și poate. Și îmi spune, trebuie să dau afară din concurs, în examen. Și atunci o colegă a avut tăria să spună, doamna profesoară, eu am fost în banca colegului, eu am deschis manualul și din grabă l-am lăsat deschis în bancă. Și profesoara, argument în plus, și la care lecție, la care subiect era deschis manualul, i-a spus, mizerabil, de Hugo. Că da. Și asta a fost salvarea mea. Putea să tacă colega și cine știe ce se întâmpla. Urmează un arc de timp în care v-ați hotărât să mergeți la Facultatea de Istorie de la Iași. Da. Cum s-a întâmplat? Aveați un gând de dinainte? Am avut o pasiune pentru istorie. Am vrut să fac istoria. M-am pregătit în acest sens. Dar la Iași era o concurență extraordinară. În primul an n-am intrat, aveam 25 pe loc. Și în perioada aia, cât n-am fost student, am lucrat în învățământ într-un sat vecin acolo. Era o concurență acerbă pentru Facultatea de Istorie. Niciodată nu erau mai puțin de 20 de candidați pe loc. Ani în șir. Și totuși m-am ținut să intru la facultatea asta pentru că asta am vrut. Am avut niște profesori de-a drept excepționali. Am să spun doar câțiva profesori în ordinea anilor de studiu, nu ca să fac ierarhie. Era academicianul Dâmbovița la istoria veche a României, Gostar la Universală, Nicolae Gostar, apoi la istoria medie a României, Neamțu și Toderașcu, și la Universală Grămadă, în anul al treilea, academicianul Platon, la istoria românilor, și la Universală Vasile Cristian, decanul, iar în anul 4, profesorul Ciupercă și profesorul Login, iar la această pleiadă de profesori, m-am atașat, poate și sentimental, de profesorul Toderașcu. Pentru că la începutul anului 3 de facultate m-am dus la profesorul titular de curs la istorie medievală, profesorul Neamțu,
mi-am spus că vreau să fac o lucrare despre politica fiscală lui Vasile Lupu, profesorul contrariat că e un subiect care nu l-a abordat nimeni până acum, nu există o bibliografie decât ce s-a scris despre Vasile Lupu, dar nu mai mult. Gândește-te bine că documentele nu sunt publicate. Mi-a dat de înțeles că vrea, dar nu subiectul ăsta, să caut alt subiect. M-am dus la profesor Toderașcu. Culmea îmi spune același argument, că ar fi bine să caut un subiect mai ușor de abordat. Și am spus că nu, că eu vreau asta. La susținerea examenului, acolo cred că a fost un moment care e greu să-l uiți din viață. Era toată comisia acolo, inclusiv profesorul Neamțu, cel care avea îndoielile lui privind posibilitatea realizării acestui studiu și acestei lucrări. Și mă întreabă de ce am ales până la urmă să fac subiectul ăsta. Și am spus aceeași poveste, că am vrut să fac. De ce apare în cronici ca fiind mai mult împărat decât domn? Hire mai mult împărătească decât omnească. Și de unde a avut bani să plătească la Patriarhia Constantinopolitană atât de mulți bani? Și se face profesorul Neamțu, domnule absolvent, cum mă puteți convinge că dumneavoastră a studiat documentele republicate? Și atunci îi spun, eu Vasilie Voievod, Boge Imilosi, gospodar zemlii Moldovski, uge pidol pe andrami, de pe nașim boliarmi, deci titulatura din documentele vremi. Se uită așa lung la mine, m-ați convins. În final, decanul îi cere profesorului Caproș să propună nota. Și profesorul Caproș, pe noi, scurt, 10. Profesorul Neamțu, eu vreau să mai spun ceva. Și toată lumea aștepta să vadă ce are de comentat profesorul Neamțu. Și îmi spune el, onorată comisie, nu lasă vorbele astea. Am vrut să fiu conducătorul unei lucrări de stat, dar nu cu subiectul ăsta. Mi se părea foarte dificil. Și am avut îndoielile mele atunci când absolventul a venit la mine cu această propunere. Am avut îndoielile mele, face profesorul Neamțu. Și acum regret. Și amuzant. Am intrat la facultate, v-am spus, nu din primul an, nu din prima încercare, dar am terminat-o destul de sus, am fost la 5-lea pe țară și am luat repartiție la Liceul de Aviație din București, unde am funcționat vreo 12 ani de zile, jumătate din această perioadă am fost director adjunct și această funcție m-a prins și Revoluția din 89, pentru că în februarie, la reluarea cursurilor, să fiu confirmat pentru funcție și reales în vară pentru un nou mandat, deși se știa că vreau să plec din învățământ în televiziune. Și am susținut examenul pentru televiziune, m-am luat concursul, trebuia să plec din învățământ. Nu exista încă atunci sistemul ăsta de demisie. Du-te la inspectorat. Aia nu, pentru că nu am cursat drumul, pentru că uite, sunt examenele, cine să le facă, cine să le organizeze. Du-te la minister. La minister mă duc aceeași poveste, dar îmi spune că uite care poveste, îți dau transferul după 31 iulie, ultim. Randea, Pomanase Randea, mi-a spus că te prezinți la post la 1 iulie. M-am dus, le-am explicat situația și spune că, dar să știi că dacă pe 1 august nu ești aici, am angajat pe altul. N-am mai fost nevoie că am luat toate aprobările și am intrat. Să intrăm pe formula aceasta pe care ați ales-o pentru doctorat. Pentru o instituție foarte importantă în mecanismul acesta al conștiinței românești, da. Radio. După ce am luat concursul de admitere pentru doctorat, am vorbit cu profesorul Grigoroae și dumnealui avea o listă de subiecte de istorie contemporană. Și l-am rugat să fie înțelegător și pentru mine, să fac din domeniul în care lucrez. Și profesorul foarte deschis, uite, îți dau o lună de zile, două săptămâni, 10 zile, cât vrei tu, să-mi spui ce vrei să faci. Și nu vă spun acum. Ori istoria televiziunii până la un moment dat, ori radiodifuziunea de la întemeiere la etatizare. Bine, uite, aștept o săptămână și tatonează terenul și stabilim tema și rămâne bătută în cuie. Am vrut să fac întâi televiziunea. Nu se putea. Uite ce a fost acolo, nu găseai arhivă, nu găseai note, nu găseai nimic. Trimitea de la Ana la Caiafa
pentru că la un moment dat cineva să-mi spună, nu vă mai chinuiți degeaba. Sunt oameni care acum au mare poziție în televiziune și care înainte făceau invers. Și nu o să aveți acces niciodată la documentele lor. Și într-adevăr așa și fost. Atunci m-am dus la radio. Domnul era director, sau cum se numea atunci, președinte general. Un tip excepțional. Eugen Preda. Vocea lui răgușită. Mă duc la el în birou, îi spun ce vreau și îmi spune, da, ai acces nelimitat și necondiționat la orice document. Orice document ai nevoie. Aud eu înregistrat, scris, nu mă interesează. O cheamă pe doamna Mușețeanu, era șefa serviciului de arhivistică de la ei, și îi spune, orice are nevoie, are acces. Nu-i oprești nimic. Orice material are să treze la Xerox, îl faceți pe contul radioului. Dom'le, excepțional om. Și, într-adevăr, îmi fac și copii, pentru că n-aveam timp să mai citesc acolo. Făceam copii la toate procesele verbale, cu pretențiile rușilor, cu toate alea din perioada nenorocită, 45-48. Și termin toate astea și, într-adevăr, în 4 ani de zile, am terminat să nu citesc de doctorat. Să știți că am fost printre primele state europene care am avut un radio public. Este foarte adevărat o conducere a lui Dragomir Hruguzescu, de la început, primul șef al radioului românesc, care a avut o deschidere foarte largă spre lumea intelectuală. Existau emisiuni de Universitatea Radio, de lecții pentru elevi, foarte divers. Și de cele mai multe ori trebuia fiecare invitat să prezinte documentul scris până la arhivă, care îl citea acolo. A fost o excepție. Iorga, invitat la Sfatul pentru Neric, n-a vrut. Vedeți cum se strâmba. Dom'le, sunt în arhivă la Radio București acolo, mape întregi cu toate intervențiile făcute de invitații, în afară de Iorga. Pentru că, domnule, dar Iorga de ce nu? Și atunci am aflat eu tărășenia cu Iorga. El a spus că eu nu vin aici să dau raport nimănui, eu dau raport microfonului. Din păcate, radioul a avut foarte mult de suferit în perioada lui Carol al II-lea. În prima parte a lui domniei, când nu-și crease camarila și statutul lui de mare politician al lumii, Carol al II-lea ușor și-a impus oamenii în radio și marele somități au fost trecute oarecum în planul 2. Pe urmă a venit momentul căderii lui Carol al II-lea și regimul antonescian, când este iar o turnură în programe și în politica de programe, în care se pune mult accent pe istorie, în ideea revanșei pentru Basarabia și Bucovina. Și radio a transmis și declarația de Antonescu, toate alea, iar pe perioada războiului, vrând nevrând, radio a trebuit să-și îndrepte politica de programe spre război și problemele României pe timp de război. Ce m-a surprins era, și poate este realitate, în societatea românească nu era resimțită criza legată de alimente, de liniște, de pace, chiar dacă era război. Și explicația era că Antonescu era extrem de scrupulos și a pus oameni în credere care să gestioneze în așa fel bugetul și veniturile țării, încât să nu se simtă în interior necazurile din afară, pentru că știi ce înseamnă războiul din răsărit. Acum să vă spun o poveste pe care nu știu dacă ar fi să o spun sau să nu o spun. La un moment dat am găsit în arhivele Ministerului Apărării Naționale momentul intrării în războiul României și poziția față de radio. Ei au creat un nou post de radio, România Mare, deci era o diversificare a posturilor de radio. Și am găsit o listă cu români participanți la războiul din răsărit, dar și cel din apus. L-am găsit pe tata. Tata mi-a plăcut,
luat în armată în 36, a început balamuc în 39, a rămas pe front, a plecat, a căzut prizonier la Cotul Donului, de acolo la Celeabinsk, a stat vreo 3 ani la mine de cărbun de acolo, s-a întors cu divizia Tudor Vladimirescu și a ajuns până aproape de Viena și pe urmă după 10 ani a ajuns și acasă. Deci vreau să vă spun așa ceva. Există în literatura noastră o poziție, nu știu cum, de respingere a corpului de armată Tudor Vladimirescu. Tata mi-a povestit, el s-a stins exact când a avut 100 de ani și o săptămână. Mi-a povestit că era în mină și la un moment dat, din când în când, auzea italienski nazad, italieni afară. O rafală de armă și nemeschi nazad, iar tot așa. Și la un moment dat, românski nazad, românii afară. Gândeam că atâta ne-a fost. Și îi scoate pe platou acolo, vede că nu-i duce la zid să-i împuște. Și în față apare o femeie și un bărbat. Nu știa atunci cine e. El nici nu i-a dat importanță. El a fusese un suboficer în armată, sergent, ce era el acolo, combatant. Și îi spune, femeia ia cuvântul, tovarăși, și regimul Antonescu a fost răsturnat. Războiul împotriva Uniunii Fraților Sovietici. Aveți două șanse. Ori rămâneți la Celeabinsk și muriți aici, pentru că asta a meritat că a luptat împotriva poporului sovietic, sau mergeți și vă eliberați țara. Și ăștia, ori mor aici, ori mor acolo. Așa s-a creat divizatul Vladimirescu. E ușor să dai cu... Dar când povestea că îi mâncau carne de pe cadavre ca să moară și el, vă imaginați ce... Viața în televiziune nu e simplă. E spectaculoasă privită din afară. Dar cei care fac parte din personalul de creație de acolo știu ce înseamnă munca de televiziune și ca atare trebuie respectată. Uneori se greșește. Până la urmă, greșeala este omenească, nu? Dar cel puțin în ce mă privește, am avut șansa ca la începutul carierei să lucrez cu niște oameni deosebiți. Munca în televiziune înseamnă înainte de toate o muncă de echipă. Am făcut singur memorialul deportaților basarabeni și bucovineni în Kazahstan și în Siberia. Foarte greu a fost, să știți. Deplasări lungi și am avut noroc cu consulul României de la Kahul, care ne-a ajutat efectiv, ne-a pus la dispoziție inclusiv oamenii pe care să-i căutăm și să-i înregistrăm. Ceea ce m-a făcut să insist pe acest subiect a fost o înregistrare făcută cu o persoană, o femeie mai în vârstă, care mi-a povestit un moment dramatic din plecările astea în neștire. Era lângă ea o mămică tânără cu un copil sugaci în brațe, nebunită de foame ea. Copilul la fel, ea nu mai avea lapte. Și ce a făcut femeia aia? A aruncat copilul din tren și pe urmă s-a aruncat și ea. Vă imaginați ce a fost în mintea acelei femei dacă a luat și a făcut gestul ăsta. Multe sunt trăite și auzite de ei de acolo, că te înspăimânt pur și simplu, te întrebi cum de-au mai supraviețuit. Ei, peste ani, lărând și drama din România, am încercat să facem acest serial de deportații, de data aceasta într-o echipă mai largă, care a strânit într-adevăr interes. Aș fi vrut să fac două subiecte pe care n-am apucat să le fac. Este vorba de un subiect Cantemir. Mare păcat că televiziunea română nu are un film despre Dimitrie Cantemir. Am încercat să fac un proiect, trebuia să fac filmări la ruși, apoi în Scoția, pentru că există puncte de vedere care îl menționează pe Cantemir, membru al unei organizații francmasonice, a Roza Crucienilor. Se crede că, și cel puțin nimeni nu a verificat dacă într-adevăr este sau nu adevărat, între osemintele aduse în țară ale lui Cantemir, nu ar exista craniu. De ce?
conform statutului acestei loje masonice, capetele celor morți masoni erau înmormântate într-un mormânt, într-un cimitir din Scoția. Un al doilea subiect care aș fi vrut să-l fac a fost drama fetei lui Ștefan cel Mare. Elena, sau Olena, cum apare ea, da. S-a născut pe la 1464, probabil. Era fiica lui cu Evdochia de Kiev, da. Și la un moment dat s-a pus problema căsătoriei cu Ivan Ivanovici, fiul Ivan al III-lea al rușilor. Intermediar acestui mariaj diplomatic, să-i spun, a fost Teodosia, sora Evdochiei. În sfârșit, are loc logodna Elenei cu Ivan Ivanovici, dar prin procură, să-i spun, pentru că a fost la Iași și pe urmă la Suceava, unde a avut loc altfel și logodna, dar reprezentantul Mirelui era Andrei Vlescheav, un rus. În sfârșit, în anul următor, Elena pleacă, are loc căsătoria religioasă și în octombrie, același an, se naște copilul ei, Dimitrie, care trebuia să fină în linie firească succesor la tronul. Vedeți, nu este Rusia imperială, nu este țar. Este mare cneaz al Moscovei și Ivan Ivanovici acesta moare de tânăr și între timp Ivan al III-lea recăsătorește cu Sofia din neamul paleologilor bizantini, care și-a numele de Sofia Paleologina, dar numele ei era Zoie. Dar trecând la ortodoxie rusească, la forma rusă a ortodoxiei, și-a luat numele de Sofia. Problema este că la moartea lui Ivan Ivanovici, care nu apucă să dormească deloc, ea rămâne cu un copil, Dimitrie, care este proclamat succesor la Marele Cnezat. Nu ajunge acolo pentru că Ivan al III-lea se recăsătorește cu această Zoe și are un alt copil pe care îl chema Vasile și pe care voia să lase urmași la tron, mai ales prin voința mamei lui, Paleologina. Aici începe drama lui Dimitrie, băiatul Elenei, și a lui Ivan Ivanovici, dar și a Elenei Olena. Ivan al III-lea îi spunea tot timpul Voloșanca, adică românca, deci făcea Voloșanca. Și are loc o lovitură de stat, un complot, mai bine zis, dar a ieșuat, în care Paleologina nu reușește să-și impună punctul de vedere și este din nou reconfirmat ca succesor urmaș al Marelui Cnezat, acest Dimitrie. Cneaghina nu se lasă și în 1502 are loc un alt complot de reușit, iar Elena, Olena și fiul ei Dimitrie sunt închiși. Între timp sunt supuși unui regim de exterminare, ea moare prima, Elena, înmormântată la ruși, la mănăstirea Voznovesca ea. În 1502 are loc al doilea complot, în 1505 ea moare. Ea. Deci, după un an după moartea voievod. Să știți că a fost închisă, ea moare, nu se știe în ce cuvânt, probabil otrăvită. La puțin timp moare și Dimitrie, băiatul ei, otrăvit, de foame, de frigă în închisoare, nimeni nu știe ce, nu s-a găsit niciun fel de informație, atât doar că nu mai e. Ștefan cel Mare a pierdut orice legătură cu fiica lui și pe ceasul de moarte se spune că a întrebat dacă mai știe cineva ceva de Olena. Ea era moartă.